Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a pus în dezbatere publică până în 18 noiembrie proiectul de lege pentru modificarea și completarea privind sistemul de pensii publice. Documentul modifică articolul potrivit căruia vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei. Actul pus în dezbatere publică de Ministerul Muncii modifică această prevedere astfel. Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru femei cât și pentru bărbați. Atingerea acestei vârste se realizează prin creșterea vârstelor standard de pensionare. Creșterea vârstei de pensionare la femei are ca scop reducerea presiunii de pe fondul de pensii, care în prezent este de-a dreptul copleșit. Numărul pensionarilor este mai mare cu 50% decât cel al persoanelor salariate. Din păcate, județul Mehedinți nu face excepție din rândul acelor județe care are deficit bugetar din motivul că numărul contractelor de muncă respectiv al salariaților este mult mai mic față de numărul pensionarilor, în general al persoanelor asistate social. La nivelul casei județene de pensii Mehedinți se înregistrează un număr aproximativ de 77.500 de beneficiari de drepturi de pensie. La semestrul 1, la închiderea bilanțului, în cadrul instituției noastre s-a constatat un deficit de aproximativ 35 de milioane de euro, vă spun. Asta reprezentând o diferență între sumele plătite beneficiarilor de asistență socială din cadrul pensionarilor, din cadrul casei județene de pensii și celor care cotizează, respectiv angajați și angajatori. Egalizarea vârstei de pensionare este o veste care nu le încântă nici pe femei, dar nici pe bărbați. Femeia ar trebui să iasă mai devreme ca bărbatul. De ce? Păi, comparăm bărbatul cu femeia. Nu se compară munca bărbaților cu a femeilor. Nu se compară. Sunt bărbații mai rezistenți? Da, sunt mai rezistenți. Plus bărbați, femeile nu sunt mai firave. Femeile sunt mai șurete decât bărbați. Așa aș fi de părere eu, dar legea care o fac ei. Părerea mea că femeile trebuie să mai devreme. Și bărbații, prea mult. Este prea mare vârsta de pensionare în România? Da. Femeile de ce ziceți că ar trebui să iese la pensie mai devreme decât bărbații? Sunt femei și mai sensibile și așa ar trebui să se mai devreme. În cazul în care proiectul Ministerului Muncii va trece, atunci decizia egalizării vârstei de pensionare va afecta toate femeile născute după 1970.